Ioan, capitolul 14, versetul 15. Cuvântul lui Dumnezeu spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Vrem ca acest verset să fie motoul anului 2024. Să-L iubim pe Domnul și să împlinim poruncile Lui. Doamne Tată Sfânt, stăm înaintea Ta în harul Tău cel mare, în sfințenia Ta, în dragostea Ta. Oh God, in Your love. In Your love we find refuge. Lord, thank You. Lord, thank You. Doamne-ți mulțumim. Doamne-ți mulțumim pentru dragostea care ai turnat-o în inimile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt. Și cu această dragoste sfântă să putem să Te iubim pe Tine. Căci noi n-avem dragoste, dar Tu ne-ai dat o dragoste sfântă, cerească. A holy love, Lord, that You poured in our hearts to love You, to praise You, to worship You. Să ne închinăm Ție, să Te adorăm pe Tine, să Te cunoaștem pe Tine prin dragostea aceasta. Lăudat să fie numele Tău. Sfințește acest cuvânt în seara aceasta, ca voia Ta sfântă să se facă în veci. Amin. Vă invit să repetați locurile. Aș vrea ca la sfârșitul predicii să cântăm din nou această cântare cu toată biserica. Dragii mei, este interesant căci predica de aseară, îndemnul fratelui Slavomir vorbea și ne îndemna împotriva ceea ce este o tradiție de a ne face rezoluții pentru anul care vine, anul nou. Este o tradiție în lumea aceasta, fiecare să-și facă planuri noi, ținte noi să-și așeze, dorințe noi. Și nu este un lucru rău să faci lucrul acesta, este un lucru bun. Dar lucrul acesta devine un lucru rău dacă rezoluția, dacă planul, dacă ținta care ne-o așezăm este așezată, creată, făcută, planificată fără Dumnezeu. În toate lucrurile Dumnezeu să fie prezent. În toate lucrurile Dumnezeu să fie acolo. Și în toate lucrurile Dumnezeu să călăuzească orice plan care noi ne-l facem. Este o mare binecuvântare să știm, să înțelegem, să cunoaștem căci Dumnezeu este la cârma vieții. Dacă începutul oricărei rezoluții și oricărui plan, dacă începutul anului 2024 nu este cu acest început, Dumnezeu este la cârma anului 2024, am să vă spun ceva. Chiar dacă am mutat munții, anul 2024 va fi alimentat. Căci acolo unde nu este Dumnezeu, este faliment. Și pentru aceasta spunem, lăudat să fie Domnul. Mulți își fac rezoluții, dragii mei. Ca și consilier personal trebuie să consiliez oamenii în fiecare zi, fiindcă au tot felul de rezoluții făcute de-a lungul anilor. Au rezoluții făcute pentru an, au rezoluții făcute pentru 10 ani, pentru 20 de ani, pentru 30 de ani.
Și mă uit la ei, îi ascult și îmi dau seama că ceea ce lipsește din rezoluțiile acestor oameni este cel mai esențial lucru. Este viața. Este Dumnezeu. Rezoluțiile respective, când se fac fără Dumnezeu, sunt rezoluții firești și sunt rezoluții moarte. Sunt rezoluții care nu au cum să ajungă la succes, fiindcă orice este făcut în fire este un lucru mort, dar orice este făcut în Dumnezeu este un lucru viu, fiindcă Dumnezeu este viață. De aceea, vedeți, în fiecare rezoluție, în fiecare țintă, în fiecare plan care trebuie să-l facem, ca acea rezoluție și acel plan să ajungă la capăt și să aducă roadă, așa după cum spunea fratele Marius, să fim binecuvântați în harul lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să fie prezent. Una din rezoluțiile care le am anul acesta este să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Îmi dau seama că am o problemă și sper să nu fie o problemă. Dar unde am o slăbiciune care o văd eu este, și mi-a plăcut pilda care a dat-o fratele Marius, Dumnezeu dă vântul, dar noi trebuie să ridicăm pânzele. Și de multe ori îmi pun întrebarea, dar Doamne, dacă nu am pânzele care să le ridic, atunci ce trebuie să fac? Și aici este rezoluția anului meu pentru mine. Doamne, dacă nu am pânzele respective, ce trebuie să fac? Trebuie să te aștept? Trebuie să le caut? Trebuie să mă zbat? Trebuie să le cer? Dar ce trebuie să fac, Doamne? Eu știu un singur lucru, căci Dumnezeu are planuri pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să vă citesc un verset frumos de care de multă vreme m-am ținut, este din Ieremia 29 și mă țin și astăzi. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Doamne, fă ca rezoluția anului 2024 este să te căutăm cu toată inima, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să scot în evidență câteva fericiri care noi credem că nu sunt fericiri. Dar dați-mi voie să vă spun, am de gând personal și vreau să îndemn Biserica Elim ca în anul 2024 să fie un an al verificărilor, a analizelor. Niciodată nu o să putem să reușim în viitor dacă nu înțelegem trecutul. Cineva spunea că și dacă uităm istoria, suntem blestemați ca să o repetăm din nou. Ceea ce este formula sau definiția nebuniei sau insanității este că să faci același lucru din nou și din nou și să aștepți rezultate diferite. În anul 2024, ceea ce îndemn pe fiecare, dragii mei, să vă faceți o analiză personală. Vorbeam cu fratele Marius și îmi spunea, parcă îmi vorbea din predica care eu am scris-o, îmi spunea, Marius, dar dacă folosim ceea ce Dumnezeu ne dă și căpătăm de la El, prin credință, dacă le folosim pentru lucruri greșite, fratele Marius îmi spunea, zice, Alin, Dumnezeu ne va opri, ne va trage atenția, ne va trage semnale de alarmă, dar din păcate, dragii mei, de multe ori nu cunoaștem și nu înțelegem semnalele de alarmă. Aș vrea să vă spun ceva, atunci când ne facem o analiză personală, să știți că vom identifica mesajele personale care vin din partea lui Dumnezeu. Atunci când ne vom face o analiză personală, să știți că vom identifica mustrările lui Dumnezeu de-a lungul anilor și de-a lungul zilelor noastre. Când ne facem o analiză personală, vom identifica greșelile noastre care le-am făcut și când am oprit binecuvântările lui Dumnezeu. Doamne, de ce s-a închis robinetul? De ce s-a închis ușa?
De ce nu am primit promisiunile? De ce promisiunea nu s-a împlinit? Fiindcă Dumnezeu ne-a tras atenția, iar noi nu am fost atenți. Omul care nu poate să-și recunoască greșelile, dragul meu, este cel mai imatur om. Știți că omul imatur nu este un om care nu are multă carte? Am întâlnit un om la lucru, la mine, are 7 clase. Este multimilionar. Omul acesta nu este un om imatur. Omul imatur este omul care nu-și cunoaște greșelile și nu vrea să-și accepte greșelile. Vă îndemn ca în anul 2024 să ne facem o analiză personală, să ne acceptăm greșelile, să ne identificăm greșelile și să ne schimbăm greșelile, să ne reparăm greșelile. Mă uit în urmă, în anul 2024, nu știu câți dintre dumneavoastră, dar anul acesta, chiar în luna decembrie, am primit un text message. Nu era un text message pozitiv și nici nu era despre mine, dar l-am primit. M-am uitat asupra, am citit text message-ul respectiv și de la început am fost ispitit de text message-ul respectiv. Și cum am citit, din cauza ispitei care am fost ispitit, l-am citit greșit. Și am crezut că este personal despre mine. Și am trimis un text message înapoi celui care am crezut eu că și-a permis să mă insulte. Nu l-am insultat înapoi, dar i-am spus într-un mod direct să fie atent ce vorbește. La care îmi trimite înapoi și spune, îmi pare rău, dar nu era despre tine. M-am uitat la text message-ul respectiv și când l-am citit a doua oră, mi-am dat seama că n-avea nimic de-a face cu mine. A trebuit să mă cercetez și a trebuit să-mi cer iertare. Vedeți, de multe ori facem greșeli care cu voia sau cu nevoia, aia nu este o problemă. Am mai zis de multe ori în biserică, greșelile nu sunt o problemă. Greșelile nerezolvate sunt o mare problemă. Atunci când greșim împotriva cuiva, este omenesc, este firesc. Dar dați-mi voie să vă spun, atunci când nu vrem să ne recunoaștem greșeala și nu vrem să ne reparăm greșeala care am făcut-o, este demonic. Putem să mergem de la firesc la demonic într-o clipă, într-o secundă. Doamne, ajută-ne ca în anul 2024 să ne verificăm greșelile și să ne reparăm greșelile și să începem cu relația noastră cu Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, al doilea lucru despre a analiza greșelile este să ai succes. Succesul întotdeauna începe cu admiterea slăbiciunilor. Dacă nu ai să-ți dai seama de admit de slăbiciunile care le ai și dacă nu-mi dau seama de slăbiciunile care le am, niciodată nu voi putea avea succes. Dacă nu-mi dau seama de slăbiciunile pe care soția mea mi le scoate în evidență, și am învățat în ultimii ani și, dragii mei, este enorm de important ca să stăm de vorbă eu cu soția mea și să spunem, ok, care sunt slăbiciunile? Strengths and weaknesses se numește în engleză. Care sunt slăbiciunile mele? Spune-mi pe șleau, direct, care sunt slăbiciunile mele? Căci dacă vrem ca căsătoria noastră să aibă succes, noi trebuie să identificăm slăbiciunile în familia noastră, în sistemul familiei noastre, să le rezolvăm, să le dăm un răspuns, să le schimbăm. Și atunci din slăbiciuni, acele slăbiciuni vor deveni puncte forte în sistemul familiei noastre. Dar toate acestea încep cu acea verificare personală. Punctul numărul 2 este o fericire în a cunoaște slăbiciunile. Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Isaia 55. Isaia capitolul 55. Versetele 8 și 9.
Căci gândurile mele, vă rog să le citim împreună. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Versetul 9. Și acum vă rog atenție, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Una din cea mai mare slăbiciune care o are omul e vrea să-și rezolve problemele singur, vrea să-și câștige fericirea singur, vrea să aibă succes singur, vrea să meargă în ziua de mâine tot singur. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că ziua de mâine este ziua Domnului. Și El o binecuvintează. Știți că este o fericire în a da seama în slăbiciunile noastre? Căci atunci când ne dăm seama cât de slabi suntem, atunci când ne dăm seama cât de departe sunt gândurile noastre față de Dumnezeu, nu avem altceva de făcut decât să ne întoarcem la Dumnezeu. Când îmi dau seama că gândurile mele nu o să mă ajute să am succes, atunci trebuie să mă întorc la Cel care îmi dă succesul și acela este Dumnezeu. Când îmi dau seama că căsătoria mea nu poate să fie o căsătorie fericită până când Dumnezeu nu este în căsătoria mea, atunci îmi voi lua căsătoria, familia, copiii și îi voi duce la Dumnezeu. Și nu îi voi duce la Dumnezeu ca Dumnezeu să nu-i binecuvinteze, îi voi duce la Dumnezeu fiindcă știu că Dumnezeu îi binecuvintează. Cea mai mare slăbiciune, dragii mei, și am tras semnale de alarmă de multă vreme în cultura latină, în cultura română, în bisericile române, este aceasta. Frate, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune și nouă ne-a dat Dumnezeu înțelepciune, știu ce trebuie să facem. De atâtea ori am spus în biserică, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre lucrul acesta? Pot să citesc? Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Începutul înțelepciunii, dragul meu, este frica de Domnul. Știți când este omul înțelept? Când își dă seama că el este slab și Dumnezeu este tare. Când își dă seama că omul nu este înțelept și Dumnezeu este înțelepciune. Când își dă seama că își nu poate să meargă mai departe decât cu Dumnezeu. Dragul meu, ascultă-mă, te rog, în anul 2024, cercetează-te, fă o verificare, pune totul înaintea lui Dumnezeu și pune totul la picioarele lui Dumnezeu. Sunt sigur că în anul 2024 am avut falimente. Dacă stai să te gândești, în anul 2024 am avut falimente, ai avut falimente, am avut cu toții falimente. Știți ce trebuie să facem în anul 2024, mă scuzați, în 2023 am avut falimente. Știți ce trebuie să facem în anul 2024? Luăm toate falimentele acelea și le punem, Doamne, le aducem înaintea Ta, te rog să faci ce vrei cu ele. Acestea nu mai sunt falimentele mele, Doamne, ci sunt slăbiciunile mele și le aduc la Tine. Sfințește-le, Doamne, binecuvintează-le, Doamne. Acolo unde a fost ceartă, dă pace. Acolo unde a fost lipsă, dă bogăție. Acolo unde nu a fost împăcare, dă pace. Acolo unde a fost destrămare, adu Tu totul înapoi. Acolo unde a fost nu știu ce lacrimi și durere, Doamne, dă bucurie și dă vindecare. Acolo unde a fost cancer, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, Doamne, să fie vindecat. Asta înseamnă să identifici slăbiciunile omului, să identifici slăbiciunile Tale, să identifici slăbiciunile familiei și să le aduci la Dumnezeu. Doamne, acolo unde n-am putut să fac nimic, îmi dau seama că n-am avut credință în Tine, dar acum, Doamne, o să am credință și în lucrul acesta. Știți că nimeni nu poate să-L cunoască pe Dumnezeu ca și vindecător până când nu trece prin boală?
Credeți lucrul acesta? Când ajungi în boală, atunci îți dai seama că și Dumnezeu este vindecătorul. Când ajungi la lupte, Israel n-a știut că Dumnezeu este împărat și este cel care biruie până când nu a ajuns la război cu dușmanul lor. Și când a ajuns la război cu dușmanul lor, și-au dat seama că și Dumnezeu este mai tare ca dușmanul lor. Saul stădea și plângea și a devenit o bătaie de joc a unui necurat până când a venit un copil. Și-a zis, ascultați voi poporul lui Israel, acum parafrazez puțin. Dumnezeul care m-a ajutat să rup falca leului, îmi va ajuta să birui pe acest om care blastămă poporul nostru. De ce nu a putut Israel să facă lucrul acesta? Fiindcă n-a avut un leu. David a avut un leu în viața lui și și-a dat seama că și Dumnezeu este mai puternic ca leul. A avut un urs în viața lui și și-a dat seama că și Dumnezeu este mai puternic ca ursul. Și l-a avut pe Goliat în fața lui și a dovedit înaintea întregului Israel că și Dumnezeu este mai puternic decât Goliat. Asta înseamnă să identifici slăbiciunile. Vă pun o întrebare, dacă poporul lui Israel se înarma și mergea împotriva filistenilor cu Goliat și frații lui încă în picioare, credeți că aveau vreun succes? N-aveau niciun succes. Dar când s-a dus David în numele lui Dumnezeu, au avut biruință. Știți de ce a avut David biruință? S-a uitat la Goliat și a zis, mă, zice, ăsta e mai tare ca mine. Dar și el are o slăbiciune. Știți că și Goliat a avut o slăbiciune? Ăsta credea că blastămă pe Israel, dar el nu știa pe cine blestema. Căci Goliat nu l-a blestemat pe Israel. Goliat blestema direct pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a venit la luptă. Și când Dumnezeu vine la luptă, biruința e asigurată. Dar pentru aceasta trebuie să-ți dovedești că tu ești slab și El e tare. Eu sunt mic, dar El e mare. Și pentru aceasta spunem, slăvit să fie Domnul pentru toate lucrurile acestea. Dragii mei, avem și vești bune. În cuvânt spune, păziți poruncile mele, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și de multe ori noi am luat poruncile lui Dumnezeu ca o frânghie care ne leagă, ca niște granițe care ne înconjoară și nu ne lasă să mișcăm, ca și cum Dumnezeu ar fi un dictator. Haideți să ne uităm la Dumnezeu ca Tatăl nostru. Știți că în poruncile lui Dumnezeu sunt fericirile și binecuvântările lui Dumnezeu? Când primim poruncile lui Dumnezeu ca și porunci, ca și lanțuri, ca și legături, ca și bariere, ca și granițe, să știți că nu vom găsi fericirile lui Dumnezeu. Dar când ne uităm la poruncile lui Dumnezeu ca și binecuvântările noastre, vom găsi fericirile lui Dumnezeu. Vreți să vedeți lucrurile acestea? În porunca lui Dumnezeu să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta. Știți ce este când omul ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L iubească? Găsește iertare. Găsește împăcare cu Dumnezeu. Găsește relație cu Dumnezeu. Găsește sfat cu Dumnezeu. Găsește viață veșnică. Amin? Fiindcă în porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, nu este doar ca să nu te duci să te închini la idol, fiindcă Dumnezeu este orgolios, că este gelos. Nu, în poruncile Lui sunt binecuvântările Lui. Și când cuvântul lui Dumnezeu în Ioan spune, dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele, știți cum se interpretează lucrul acesta? Dacă mă iubiți, veți primi binecuvântările mele peste voi.
fiindcă în binecuvântările lui Dumnezeu sunt îmbrăcate, sunt învelite în poruncile lui Dumnezeu. Știți că acolo unde scrie să iubești pe tatăl tău și pe mama ta este cu o promisiune? Să trăiești lung și fericit. Știți că în porunca în care spune să nu prea curvești, acolo este o mare binecuvântare, este o căsătorie și o familie fericită? Știți că în porunca unde scrie să nu furi, înseamnă că Dumnezeu te va binecuvânta cu tot ce ai nevoie și de nimic nu vei duce lipsă? Asta înseamnă, când spune Dumnezeu să păzești poruncile mele, înseamnă vei căpăta binecuvântări peste binecuvântări. În poruncile mele sunt ascunse binecuvântările mele. De aceea, dragul meu, atunci când îți identifici slăbiciunea, atunci când îți identifici slăbiciunea, să știi că nu faci altceva decât îți identifici locurile în care încauți fericirea și nu o găsești fiindcă nu există acolo. Fericirile sunt în poruncile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca să găsim binecuvântările tale și fericirile tale. Aș vrea să ne ridicăm în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să invit Sister Gabby, Nathaniel, Alan. Să cântăm din nou această cântare. Știu că am simțit mișcarea Duhului Sfânt, s-a simțit în biserică. El este Cel care ne binecuvintează. El este Cel care ne ocrotește. Este Cel care ne dorește să fim fericiți, să fim mântuiți, să fim sănătoși, dar pentru aceasta avem nevoie să-L iubim și să știm că binecuvântările Lui nu sunt o pedeapsă pentru noi, ci sunt binecuvântări și fericiri pentru noi. Doamne, ajută-ne în anul 2024 să împlinim poruncile Tale.